Bună dimineața! Astăzi vom citi pasajul de la capitolul 17 până la 21 din cartea Isaia. Vom citi profeția despre Damasc, profeția despre Etiopia, profeția despre Egipt, semnul împotriva Egiptului și Etiopiei și profeția despre Babilon, Edom și Arabia. Asculți Biblia zilnică, locul în care în fiecare zi citim un pasaj biblic, astfel încât, într-un an, să parcurgem întreaga Scriptură. Isaia 17. Profeție împotriva Damascului. O rostire cu privire la Damasc. Iată, Damascul nu va mai fi o cetate, ci va ajunge doar un morman de ruine. Cetățile Aroerului vor fi abandonate, lăsate turmelor care se vor culca acolo și nu va mai fi nimeni care să le sperie. Efraim va fi lăsat fără fortăreață, iar Damascul fără suveranitate. Rămășița lui Aram va fi ca gloria fiilor lui Israel, zice Domnul oștirilor. În ziua aceea, gloria lui Iacov va fi slăbită, iar grăsimea trupului său se va usca. Va fi ca atunci când secerătorul adună recolta de grâne, culegând spicele cu mâna lui. Va fi ca atunci când cineva strânge spicele în Valea Refaim. Totuși, câteva spice vor mai rămâne, la fel ca la scuturatul măslinului. 2-3 măsline pe cele mai înalte ramuri, 4-5 pe crengile roditoare, zice Domnul Dumnezeul lui Israel. În ziua aceea, oamenii se vor uita la Creatorul lor și își vor îndrepta privirea spre Sfântul lui Israel. Nu se vor mai uita la altarele făcute de mâinile lor și nu vor mai privi la așerele și la altarele pentru tămâiere pe care le-au făurit degetele lor. În ziua aceea, cetățile lor fortificate vor fi ca niște locuri abandonate tufișurilor și crângurilor, părăsite în fața fiilor lui Israel. Totul va fi o pustie, și aceasta pentru că l-ai uitat pe Dumnezeul izbăvirii tale și nu ți-ai adus aminte de stânca locului tău de scăpare. De aceea, deși sădești plante plăcute și plantezi ramuri de viță străină, deși în ziua în care plantezi le și faci să crească și în dimineața în care arunci sămânța o și faci să încolțească, totuși secerișul va fi luat într-o zi de boală și de durere de nevindecat. Vai, un tumult de popoare multe care urlă ca valurile mării! Vai, un vuiet de noroade care vuiesc ca niște ape vijelioase! Noroadele vuiesc ca niște ape vijelioase, dar Domnul le ceartă, ele fug departe, duse de vânt ca pleava de pe dealuri și ca iarba dusă de furtună. Seara, teroare, până dimineața ei nu mai sunt. Aceasta este partea celor ce ne jupoaie și sorțul celor ce ne jefuiesc. Isaia 18. Profeție împotriva lui Cuș. Vai de tine, țară în care se aude fâlfâit de aripi, țară de dincolo de râurile lui Cuș, care-ți trimiți mesagerii pe calea apei, în corăbii de papirus. Duceți-vă, mesageri iuți, duceți-vă la un neam înalt și cu pielea netedă, la un popor de temut, atât în preajma lui, cât și în depărtări. La un neam puternic și cuceritor, a cărei țară este străbătută de râuri. Voi toți locuitori ai lumii, toți care sălășluiți pe pământ, când se ridică steagul pe munți, să vă uitați, iar când sună trâmbița, să ascultați, căci Domnul mi-a vorbit astfel. Eu, zice Domnul, voi sta liniștit și voi privi din locul șederii mele. Voi fi ca o adiere fierbinte în lumina soarelui și ca un nor de rouă în căldura secerișului. Căci înainte de seceriș, când mugurele s-a dus, iar floarea a devenit strugure copt, el va tăia mlădițele cu ajutorul cosoarelor și va îndepărta vlăstarii, îi va reteza.
toți vor fi lăsați păsărilor de pradă din munți și animalelor sălbatice. Păsările de pradă își vor petrece vara pe ei și toate animalele sălbatice vor ierna pe ei. În vremea aceea, un popor înalt și cu pielea netedă, de temut atât în preajma lui cât și în depărtări, un neam puternic și cuceritor, a cărei țară este străbătută de râuri, va aduce un dar Domnului oștirilor la muntele Sion, locul numelui Domnului oștirilor. Isaia 19. Profeție împotriva Egiptului. O rostire cu privire la Egipt. Iată, Domnul călărește pe un nor iute, venind înspre Egipt. Idolii Egiptului vor tremura în fața sa, iar inima egiptenilor se va topi de spaimă înăuntrul lor. Îi voi întărâta pe egipteni între ei. Se vor lupta frate cu frate, semen cu semen, cetate cu cetate și regat cu regat. Duhul egiptenilor va fi golit din ei și le voi încurca planurile. Atunci vor întreba idolii, sufletele morților, pe cei ce întreabă duhurile morților și pe cei ce cheamă spiritele. Îi voi da pe egipteni în mâinile unui stăpân crud, un împărat aspru va stăpâni peste ei, zice stăpânul, Domnul oștirilor. Apele mării vor seca și râul va seca și se va usca. Canalele se vor împuți, râurile Egiptului se vor goli și se vor usca, iar pipirigul și trestia se vor veșteji. Plantele aflate de-a lungul Nilului și cele de la gura lui și toate semănăturile de pe malul Nilului se vor usca, vor dispărea și nu vor mai exista. Pescarii se vor tângui și vor boci. Toți cei ce aruncă undița în Nil și cei ce aruncă năvoadele în apă vor suferi. Cei ce lucrează cu inul dărăcit, precum și țesătorii de pânză albă, vor fi făcuți de rușine. Croitorii vor fi înspăimântați, toți cei ce lucrează pentru plată vor fi cu sufletul întristat. Conducătorii din Țoan nu mai sunt decât niște nebuni, iar sfetnicii înțelepți ai lui Faraon dau sfaturi proaste. Cum îndrăzniți să-i spuneți lui Faraon: eu sunt fiu al înțelepților, fiu al regilor străvechi. Unde îți sunt acum înțelepții care să-ți spună și să-ți facă cunoscut ce a plănuit Domnul oștirilor împotriva Egiptului? Conducătorii din Țoan au înnebunit, conducătorii din Nof s-au înșelat, pietrele din capul unghiului, pietrele triburilor sale au dus Egiptul în rătăcire. Domnul a răspândit printre ei un duh de amețeală. Ei au făcut să se clatine Egiptul în tot ceea ce face, așa cum se clatină un om beat când vomită. Nimeni nu va mai putea face ceva pentru Egipt, nici capul, nici coada, nici ramura de palmier, nici trestia. În ziua aceea, egiptenii vor fi ca femeile. Vor tremura și le va fi frică de mâna Domnului oștirilor ridicată asupra lor. Țara lui Iuda va fi o pricină de rușine pentru Egipt. Oricui se va aminti ceva despre ea, îi va fi frică din cauza hotărârii luate de Domnul oștirilor împotriva ei. În ziua aceea, în țara Egiptului vor fi 5 cetăți în care se va vorbi limba canaanită și în care se va jura loialitate Domnului oștirilor. Una dintre acestea se va numi Cetatea Soarelui. În ziua aceea, în mijlocul țării Egiptului, se va afla un altar închinat Domnului, iar la hotarul lui un stâlp închinat Domnului. El va fi un semn și o mărturie pentru Domnul oștirilor în Egipt. Când vor striga către Domnul din cauza asupritorilor, el le va trimite un salvator și un apărător care îi va elibera. Astfel, Domnul se va face cunoscut egiptenilor, iar în ziua aceea, egiptenii îl vor cunoaște pe Domnul. Vor sluji aducând jertfe și daruri de mâncare, vor face jurăminte Domnului și le vor împlini.
Domnul va lovi Egiptul, îl va lovi, dar îl va vindeca. Ei se vor întoarce la Domnul, iar El va răspunde cererilor lor și îi va vindeca. În ziua aceea va fi un drum larg din Egipt și până în Asiria, iar asirienii vor veni în Egipt și egiptenii în Asiria. Egiptenii vor sluji împreună cu asirienii. În ziua aceea, Israel va fi al treilea popor împreună cu Egiptul și Asiria, care va fi o binecuvântare în mijlocul pământului. Domnul oștirilor îi va binecuvânta zicând: binecuvântat să fie Egiptul, poporul meu, Asiria, lucrarea mâinilor mele, și Israel, moștenirea mea. Isaia 20. Profeție împotriva Egiptului și a lui Cuș. În anul în care Tartan, trimis de împăratul Sargon al Asiriei, a venit la Ashdod, l-a asediat și l-a cucerit, Domnul i-a vorbit lui Isaia, fiul lui Amoț, zicând: du-te, dă-ți jos sacul de jale de pe coapse și scoate-ți sandalele din picioare. El a făcut întocmai, umblând gol și desculț. Domnul a zis: așa cum robul meu Isaia a umblat gol și desculț timp de 3 ani, ca un semn și ca o prevestire împotriva Egiptului și a lui Cuș, tot așa împăratul Asiriei îi va duce departe pe captivii Egiptului și pe exilații lui Cuș, pe tineri și pe bătrâni, goi și desculți, cu dosul descoperit, spre rușinea Egiptului. Atunci se vor înspăimânta și se vor rușina la vederea lui Cuș, speranța lor, și a Egiptului, măreția lor. În ziua aceea, locuitorii de pe țărmul acesta vor zice: iată ce li s-a întâmplat celor în care ne-am pus speranța și la care am fugit după ajutor și izbăvire dinaintea împăratului Asiriei. Oare cine ne va mai izbăvi acum? Isaia 21. Profeție împotriva Babilonului. O rostire cu privire la pustia de lângă mare. Așa cum se dezlănțuie vijelia în Negev, tot astfel vine el din pustie, dintr-o țară de temut. O viziune cumplită mi s-a arătat. Trădătorul trădează, iar jefuitorul jefuiește. Suie-te, Elam! Asediază Medio, tot suspinul pe care el l-a provocat îl voi opri. De aceea coapsele îmi sunt pline de durere, chinurile m-au cuprins așa cum o cuprind pe o femeie când naște. Ceea ce aud mă face să leșin, iar ceea ce văd mă îngrozește. Inima mi se zbate și de spaimă tremur. Amurgul după care tânjeam cândva a devenit o groază pentru mine. Au pregătit masa, au întins păturile, mănâncă și beau. Ridicați-vă, conducători, și ungeți-vă scuturile, căci astfel mi-a vorbit stăpânul: du-te și pune un străjer care să anunțe ceea ce vede. Când va vedea un car cu o pereche de cai și călăreți pe măgari și pe cămile, să asculte cu atenție, cu mare atenție. Străjerul a strigat: zi după zi, stăpâne, stau într-un turn de pază și în fiecare noapte veghez în postul meu. Iată că vine un călăreț într-un car, o pereche de cai. El a răspuns și a zis: a căzut, Babilonul a căzut! Toate chipurile cioplite ale dumnezeilor lui stau sfărâmate la pământ. O, poporul meu zdrobit în aria de treierat, vă spun ce am văzut de la Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Profeție împotriva Edomului. O rostire cu privire la Duma. Cineva mă strigă din Seir: străjer, mai este din noapte? Străjer, mai este din noapte? Străjerul răspunde: vine dimineața, dar și noaptea. Dacă veți dori să întrebați, întrebați.
Întoarceți-vă, veniți iarăși. Profeție împotriva Arabiei. O rostire cu privire la Arabia. Veți înnopta printre tufișurile Arabiei, cadavre ale dedaniților. Aduceți apă și întâmpinați-l pe cel însetat. Locuitori din ținutul Tema, întâmpinați-l cu pâine pe fugar, căci ei fug dinaintea săbiilor, dinaintea sabiei scoase, dinaintea arcului întins și dinaintea unei lupte înverșunate. Stăpânul mi-a vorbit astfel. În decursul unui an, numărat ca anii unui lucrător plătit, toată gloria Chedarului se va sfârși. Supraviețuitorii arcașilor, vitejii fiilor Chedarului vor fi puțini, pentru că Domnul, Dumnezeul lui Israel, a vorbit. Acesta a fost pasajul biblic pentru astăzi. Te-ai întrebat vreodată de ce națiuni puternice, precum Egiptul sau Babilonul, au ajuns de la acea impresionantă dezvoltare a civilizației lor din trecut la praful și ruina de astăzi? Oare să fie consecința acestor profeții? Ce crezi? Scrie, te rog, răspunsul tău în comentarii. Îți mulțumesc pentru că susții proiectul Biblia Zilnică. Dumnezeu să-ți dea succes în tot ceea ce vei face, să fie o lumină pe cărarea ta și să-ți mângâie sufletul. Să ai o zi binecuvântată. Pe mâine!